peste, eu dacă... Ce s-a întâmplat? Nu face nimic, ala, să fie nicărem în păcat. Nu mă vin. Sosit ziua dreptății, ziua când mă fac bucății. Dă plicul. Dați, aveți aici de la amândoi. Așa te chicușa. Până la urmă. Nimic, mă. Ați avut dreptate, e un nebun. Păi să vezi ce s-a întâmplat. Țeapă-s calțone. Am schimbat iala. Apropo, ce cauți tu la ușa mea la ora asta? Și îmbrăcat așa ca un vampir, măicuță, Zoro, ce naiba o fi tu? Să-mi sară mie inima din piept. Hai, poate vrei să mai faci o plimbare cu Salvarea. Dacă vrei, eu îl conving eu să plece, că tot nu m-am calmat. Ești invitatul meu. Așa, și? Și dus a fost. Păi numai un nebun lasă o tipă în miez de noapte ca să alerge după un alt... Nebun? Asta ești un nebun? Dă-mi drumul să plec, o să-ți pare rău. Tot află prietenii mei taximetriști unde sunt și o să stâlcească fața aia! O să te facă Frankenstein! Adică... așa? Pune-ți-o la loc! Te rog, te implor, gata! M-ai convins! Nu mă mai apropii de tipa aia în viața mea! Jur! Nici măcar nu mai trec pe strada ei! Nu mă lasă-mă să plec! Te rog, lasă-mă să plec! Te rog, nu mă omorâ! Te mă, jos, mă! Te jos, mă! Te jos, mă! Pe milioane, pupăza, că erau antichități și trebuie să le plătiți până la sfârșitul săptămânii. Ce vorbesc, calțone? Dar de ce să le plătim noi, mă? Ce le-am distrus noi? Să le plătească taximetristul, că el le-a spart. Ia uite, tot timpul să ne găsiți pe noi țapii spășitori. Dar ce avem noi? Ce ai pupăza? Ce? Câtă m-am tăcut și... Da... Cocoșica mică, nu vrei tu a ne împrumuta? Nu pot, Chiorete. Că trebuie să vă descurcați singuri, să vă obișnuiți. Ce o să faceți când eu nu o să mai fiu? Corect, odată și odată moare și el, ce să vă... Când nu o să mai fiu, adică când plec la filmări, Mărlane. Măi, Ferdinaș, măi, prietene, nu poți tu a ne împrumuta și pe noi până la leapă? Că o să-ți dăm noi dobânda. Dacă aș putea, v-aș ajuta, sincer. Dar nu vreau să pot. Ce faci, mă, Chiore? Ce faci, mă? Încerc să ne scoatem de ratul ăsta în care am intrat amândoi. Da? Păi și acum ce faci? Cerșești bani ca penibilul, mă, hă? Bă, avem și noi servici, avem carte de muncă, facem un credit la bancă și rezolvăm problema, mă. Nu trebuie să te umilești tu în fața la toți chitroșii umflați. Crede, Mârlanu, că și el e chitros. Adică...
Păi deci nu înțeleg! Nu înțeleg! A făcut tot felul de tratamente, șocuri electrice. Mă rog, involuntar, nu? Auzela, cu plante a încercat? Hai mă, ce naiba, rezolv cu ceai de cuc, ce nu rezolv cu un tub de pastile pentru putut? Zi tu! Restul râzi, dar să știi că în unele cazuri, plantele rezolvă mult mai multe decât medicamentele. Uite, spre exemplu, la mine în trib, 80% din afecțiuni se tratează cu plante. Bine, mă, dar negrii nici n-au probleme cu... E, n-au, au, mă, au, că nu le încape în chiloți. Ha? Adică... Ce, mă, ce, ce? E și asta o problemă. Am văzut eu pe Discovery. Mm-hmm. Ce? Mă rog, pentru mine e foarte simplu. E stresat datorită faptului că nu are servicii. Știi cum sunt bărbații? Mm-hmm. Orgolioși. Nu-i convine că stă pe banii tăi. Crezi tu? Se poate, mă, pentru că problema lui este pe sistem nervos și trebuie să elimine orice potențială sursă de stres, nu? Clar. Bine că ești aici. Hai că nu pot să stau mult. În cazul ăsta noi ne retragem. E nebun. E psihopat. Cine, mă? Ăla după care am fugit. De atunci alegi după el? Păi ești tare, mă, nene. Profită de el că te-n formă. Succes! Am luat-o static. M-a amenințat că dacă mai vii și te mai vizitez, mă omoară. Îmi zic să te ferește. De cine, mă, de scalțone? Care scalțone? Ăla cu fața făcută praf, nu? Eu știi? Normal, eu i-am pocit-o și mi-a făcut mare plăcere. Măi, Victor! Păi ce faci, păză? Nu te-ai dus să răbă să faci creditul? Hai că a sunat în toate băncile după tine, ia, e coada afară. Chiurete, eu zic să taci din gură că din cauza ta am ajuns în situația asta. Ce vorbești? Ce vorbești? Nu tu ai aruncat, mă, cu vopsea pe parbrizul ăla? Inconștientule! Fii atent cum facem. M-am gândit toată dimineața și este singura soluție. Unul se deghizează în hoț și încearcă să-i fure poșeta unei soții de barosan. Iar celălalt o salvează. Ha, și? Și bărbatul o să ne premieze. Ce ești așa tântălău? Adică îl premiază pe salvator. De unde știi tu treaba asta? Pentru că sunt deștept, Chiorete, și judec. Tu nu l-ai premia, mă, pe la care ți-ar salva-o pe Dezirica din ghearele vagabonților? Ba da, popă, da. E, vezi? Hai, fugi și fă-ți rost de o cagulă. Ne. Adică tu crezi că s-a întâlnit hoțul cu prost, cu șmecherul, adică? Na, nici într-o cat. Lasă că de data asta eu sunt salvatorul. Pentru că sunt și mai vânjos, bă, nu sunt așa pirpilav ca tine. Chiorete, ai tu față de salvator? Păi tu te-ai uitat în oglindă, mă? Ai văzut un filme salvator cu față de țăran și apist? Bă, salvatorii sunt macio deșteptule. Ca Superman, ca Batman, ca Pliciman. Ca cine, mă? Prigoană, mă! Prigoană, da. Ca mine, mă! Și în plus de asta, eu am și costum. Nici într-un caz, popăză. Vrei să facem combinațiunea asta? Eu sunt salvatorul. Mă rog, îmi dai costumașul al tău și eu sunt salvatorul, cum ți-am zis. Păi dacă nu-ți place fața mea, de țăran ce apis, o să-mi pun și o mască pe față, mă. Ca tu, mă, n-aia. Cine, mă? Pisica în cizme de... Să mă le dacă am fost eu, uite, să n-ajung șef aici în casă dacă sunt eu angajat la spital. Adică sunt chiar? Nu, Doamne ferește, dar mă gândeam că ți s-a părut că erai și afectat de la... La nas, nu la ochi. Da. Și chiar era îmbrăcat în doctor? Chiar tu ești tâmpit? Nu te-am zis? Ce s-a întâmplat? A fost lovit în față. Și atunci de ce ai fugit, Morlane, dacă nu erai tu? Păi am fugit, fică? N-am fugit. Sau mă rog, nu știu dacă am fugit sau nu, că nu eram acolo. Nu erai acolo, eh? Ăsta nu vrea să recunoască că s-a luat încă un serviciu de frică să-i mărești chiria.
Așa, Mărlane? Nu mi-am luat jur, uite, puteți verifica și la spital dacă vreți. Asta e o idee bună. Acum mergem la spital și vorbim cu director, că el știu sigur dacă el l-a angajat sau nu. Să o urmărească pe asta? Da, să nu se mai simte inutil. I-am dat de lucru să-l scap de stres, nu voi a zis? Fată, tu nu ești sănătoasă? Păi tu îl bași pe iubitul tău chiar în gura lupului, tu nu vezi cum arată asta? Stai-mă liniștită, că nu are contact cu ea. Doar o urmărește și își notează cu cine se întâlnește. Da, de ce? Păi ne-a angajat bărbasul, că o bănuiește de una alta. Păi normal că o bănuiește deșteaptă. Urlă toate ziarele cu ce face doamna. Tu chiar nu citești? Nu. Ei, poate o să citești când ai auzit și de al tău că l-a înghesuit madame prin vreo budă. Mă rog, el poate scapă, că n-are cu ce. Hai, mă, Dezi, mă! Nu fi și tu răutăcioasă! Hai, mă, pupăză! Dar de unde știi tu, bă, că Cocoana asta e nevasta lui Barusan? Chiorete, nu știu de ce, dar am senzația că mă cam plictisești cu întrebările tale stupide, mă! Bine, mă, și atunci de unde, mama, n-ai biștit tu că trecea e zapacilea, mă? Chiorete, dacă mai îmi pui întrebări din astea prostești, îți bag una în mufă cât o-i fi tu de supererou, mă! Pentru că și eu sunt, da? Bă, eu m-am documentat, mă, pentru că sunt profesionist. Eu, uite-o că vine, hai, vină cu-a! Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spends a web inside. Gata! Nu faceți probleme, am venit să vă salvez! Lasă târnea cu coanei! Geanta! Lasă-i geanta! Dați-i drumul bestiilor, că vă omor! Mersi frumos că m-ai ajutat! Mulțumesc frumos, nu știu ce m-aș fi făcut fără tine! Mă băieți, dar nu e nevoie să mergem la director, nu? Puteți să mergem la camera de gardă și acolo e toată lumea. Puteți să vedeți că nu mă cunoaște nimeni. Nu mă cunoaște. Salut, bună, doamna. Nu vă supărați. Domn director, este? Nu, a plecat la DNA. Nu știm dacă mai revine astăzi. Doamne, promit că o să fiu bun, dar până înainte. Și acum ce facem? Ce a zis Marlaru nu e o idee rea. Acum ne plimbem prin spital și vedem dacă cineva recunoaște. Nimeni nu mă cunoaște pe mine în spital, că n-are de unde. Uite, vă invit dacă vreți să... Alo, băiatul, mă cunoști? Ați văzut că nu mă cunoaște, hai! Mergem unde vreți voi! În tot spitalul, la cantină, lângă gardul spitalului, la în spate, la depozite, nimeni nu mă cunoaște. Uite, dacă mă recunoaște cineva, eu mă angajez să plătesc 3 luni de zile toate angaralele la casă, la... Vă duc și dacă vreți mă și schimb de haine în halat ca să nu ziceți că vreau să-i induc în eroare. Haideți să vedeți că nu e nicio... Parașută naibii! La ce-o mai da bărbatul și bani să urmărim? Eu nu înțeleg că e penală de-a dreptul. Eu ți-am zis, n-ai vrut să mă crezi? Ce mă fac? Ce mă fac? Cum ce te faci deșteaptă? Pune mâna pe telefon și sună-l pe Van Damme să vină acasă, nu? Da. Aoleu! Nu răspunde. Ah, ce nasol! S-a făcut praf! Stai liniștit că ți-a soțul meu altul nou nouț. Hai să mergem. Vă zupa că nu mă cunoaște nimeni. Ia uite. Să rămână, mă cunoașteți. Nu mă știe, mă. Ce mai de... Hai, Mărlane, hai odată. Da. Cine era telefon?
Febleța mea! Da, ești încă supărată pe mine? Mă bucur. Sigur vin pe la tine. Pe la ce ora? Da, te sărut! Iuliana, cred că încă ne iubește. Hai să vă fac cunoștință și cu bolnavii, ca să vedeți că nu mă știe niciunul. Nici nu știu cum să vă mulțumesc. Eu nu știu cum să îți mulțumesc. Ne vedem mâine. Cu siguranță. Dar auziți, luați bănuții ăștia înapoi, că mă simt așa, nu, nu știu. Nu se poate, uite, consideră-i primă de instalare. Vă mulțumesc încă o dată. Ne vedem mâine, da? N-au mai frecat atât. Du-mă la mol. Păi vă mor la nece, nu e nimeni. Hai să mergem mai departe. Dar stai că trebuie să vii acum, că e la analize, plecați, e la spital, până astea, doar noi vrea să mă plimb eu pe spital să-i ales toți microbii. Bare pe ăștia din salonul ăsta știu eu. Mai stați puțin, că n-o fi foc. Eu trebuie să plec. În jumătate de oră am întâlnire cu Iuliana. Da, pleacă, du-te, întâlnește-te cu Iuliana, cu cine vrei tu eu, cu Gogoașa întreabă. Să-și ia, dar ce să vadă, bă, că eu sunt un om cinstit. Nu, Gogoșica? Nu. Eu în blocul ăsta nu intru, nu. Nu. Păi și cum căr eu toate astea sus, mă? Treaba ta, nu știu. Faci două drumuri, nu știu. Treaba ta. Aha. Ca să te tirezi tu cu restul de cumpărături, imediat ce intri o scară. Eu? Să mor eu dacă plec, dar eu în blocul ăsta nu intru. Păi ce are, mă, de ce nu intri? Păi las că știu eu. Și ai face bine să te muști și tu de aici din blocul ăsta. Bă, frate, una și cu una fac două. Nu mă ajut să duc cumpărăturile sus, nu ți le iau din mașină. Și o să stăm aici până mâine dimineață. Treaba ta, tu pierzi. La tine să învârte aparatul. Auzi, nu mai bine termin tu cu prostiile astea. Și mă ajut să ducem toate bagajele astea sus? Îți iei și o șpăguță bună, a? Hai! Da, da, mă las să-l iau pe Cristinel cu mine. Pe cine? Ea e Cristina, e mai gălăgioasă. El e Cristinel, e mai tăcut. Mă rog, hai, ia pe cine vrei. Mărlane, mai stă mult? Mai stă, bă, Gogoșică, ca să vezi cât de cinstit sunt eu. Ok, gata. Gata, te cred. Ești cinstit. Hai să mergem. Zău, hai să hai. Gata. Oh-oh, domnul doctor, mi s-a făcut dor de noi sau de ceva șpăguță, a? Domnul doctor, a? Da. Domnul doctor, Ciuciu! Ciocea, mă scuzați, veniți că l-am prins pe șpăgat! Ce? Veniți, iată, domnul doctor! Stai, mă! Scalzone, nu minți că te crăp! Zi ce ai făcut ăla de fuge de mine! Zima! Zi! Ușor că dacă mi le faci praf, adi-o șpagă, da? A? Deci sunteți o bandă? Să aveți de furcă cu mine, sadicilor! Și cu Cristinel! Și-o pe ei! Vine și doctorul imediat. Mulțumim! Ei sunt accidentați, domnule doctor. Noi! Bandame, eu mă duc să chem salvarea. Am venit. Fii atent că nu mai trebuie să o urmărești pe aia, gata. E în regulă, iubitul. Oricum pot să zic ce face, că de mâine sunt bodyguardul ei. M-a angajat bărbasul. O să intru în Superman. Hai, nu te bucuri. Ba da. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Rămâneți cu noi. Revenim imediat.
Chiorete, tu ai față de salvator, mă? Uită-te și tu în oglindă. Ai văzut tu în filme față de salvator cum o ai tu de țărăceapist? Vai, nu! Vai, nu! Au! Au! Nici într-un caz, pupăză. Dacă vrei să facem combinațiunea, eu sunt salvatorul. Îmi dai costumul acel al tău și mă gândeam la o tâmpenie, știi? Și acum, acum este, fii atent. Nu plecați, nu plecați! Nu, nu pleacă nimeni! Nu pleacă nimeni. M-am gândit toată dimineața și e singura soluție. Unul se deghizează în hoț și celălalt încearcă să fure poșeta unei soții de barosan. Iar celălalt... Sunt trei! Iar celălalt o salvează. Hă? Să mor eu! Adică să mor tot ce dracu! Merge... Liniște, merge și acțiune. Păi, unde ai trecut? Păi normal că o bântuie? O bântuie, o bântuie! Chiar e că nu mă bântuie! Puteți să mergem, uite, la sala de naștere. Vedeți dacă mă cunoaște pe mine cineva acolo, eu recunosc că nu recunosc nimic. Puteți era să mergem la sala de... Camera de gardă. Sala de gardă. Camera de gardă.